Bun găsit, stimați utilizatori ai portalului de știri Nord News. Astăzi vorbim despre politică și nu doar, cu Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Domnule Gligor, bine ați venit la Bălți! Bine v-am găsit! În ultima perioadă, partidele politice în Republica Moldova apar ca ciupercile după ploaie, mai ales în ajun de alegeri. Recent și dumneavoastră ați înregistrat Partidul Schimbării. Ce v-a motivat să vă implicați în politică? Dumneavoastră, până la urmă, veniți dintr-un alt domeniu. Nimeni nu se naște politician, toată lumea în politică, Republica Moldova și în toată lumea, vine dintr-un alt domeniu. La un moment dat, exercitând competențele, atribuțiile, activitatea ta profesională, înțelegi că ai epuizat anumite resurse, anumite instrumente. Eu nu vin doar din avocatură și nu vin doar din mediul juridic, eu vin inclusiv din societate civilă și din activist civic. Grupul de persoane din care eu am făcut parte, articolul 2, inițiativa pentru apărarea articolului 2, am zis grupul de inițiativă, avea 6 persoane, din care făceau parte pe timpuri Stella Jantoan, Alexei Tulburi, Sergiu Tofilat, Victor Ciobanu, eu și Valeriu Pașa. Profesioniști. Fiecare din domeniul său de activitate, nimeni, să spunem așa, nu aveam o persoană de aceeași profesie. Toți foarte diferiți, dar fiecare din noi și-a propus ca scop să facem față sistemului construit de Plahotniuc. Și noi suntem acei oameni, fără false modestii, care au rezistat presiunii, care nu s-au vândut, care nu au cedat. Tot noi suntem acei oameni care am generat scenariul și am apărat în fața societății scenariul în baza căruia noi am scăpat de Plahotniuc. Asta este coaliția PSRM acum, este o, în esență o idee, un concept de solidaritate, solidarizare și unitate a societății, indiferent de apartenență politică, în nume și interes comun. Ideea este foarte simplă. Atunci când societatea este în pericol, indiferent de ce limbă vorbești, etnia, creparții sau viziunile tale politice, trebuie să colaborezi pentru binele comun. Și asta era ceea ce trebuia să facem. Din păcate, noi am ajuns la o societate atât de scindată când iarna-primăvara 2019, nimănui nici prin cap nu-i trecea că cineva poate impune două extreme, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, să colaboreze. Noi am fost acei 6 oameni care am avut circa 100 de emisiuni televizate, invitații la diferite emisiuni, diferite portaluri și televiziuni, în cadrul cărora am argumentat că nu avem o altă soluție. Deci la acel moment noi practic am epuizat maximumul de instrumente și capacitate pe care o aveam din postura de societate civilă. Mai departe nu este suficient să anihilezi rămășițele regimului. Nu este până la urmă atât de imposibil să dai jos un regim. Problema este să nu permiți altui regim să apară. Iar alte regimuri apar, în primul rând, corupționale. Apar atunci când oamenii se dezamăgesc de acea opțiune politică pentru care votează după ce regimul cade. Noi am văzut în acele 5 luni de zile al guvernării PSRM acum că nu toate partidele sunt gata să preia putere. Că lipsesc cadre, că lipsesc oameni instruiți, motivați și există multe deficiențe. Dar în primul rând lipsește pe foarte multe capitole, cu privire la foarte multe capitole, de la reforma justiției până la modelul economic, lipsește viziunea. Așa. Pentru putere lupți atunci când vrei să schimbi ceva, când tu știi ce vrei să schimbi. Asta este esența oricărui proiect politic. Proiectele politice se nasc ca să lupte pentru putere. Din postura mea și a colegilor mei de societate civilă, noi am epuizat tot ce am putut. Noi am făcut tot ce am putut ca să dăm jos regimul. Și obțin să furnizăm o idee societății. Din păcate, scenariul nostru nu a fost auzit de politicieni cap-coadă. Vă aduceți aminte? Noi nu am spus să facă coaliții de guvernare. Noi am spus să facă coaliții tehnică, să stea 6 luni, 8, 12 luni, cât era necesar să schimbe sistemul electoral din unul uninominal, unul mixt, în cel proporțional și să mergem la anticipate. De noi nu am fost auzit pentru numiri, pentru concursuri, pentru aceste lucruri, pentru reforme structurale. Nu poți cu Partidul Socialiștilor în spate să faci reforme structurale. Așa. Da, să-i cere lor să se autoincrimineze de anumite lucruri și să plece de bunăvoie o parte din ei la închisoare. Este un nonsens.
Noi înțelegeam aceste lucruri ca oameni de formație analitică, ca persoane care fac analiză. Dar, din păcate, elita noastră politică nu era suficient de matură. Și atunci concluzia noastră ferească a fost inclusiv de a contribui la un program de guvernare. Noi avem viziune cu privire la reforma justiției și eu am devenit unul din candidații foarte populari la funcția de procuror general, anume din acest considerent, pentru că în lipsa oricărei viziuni cu privire la reforma justiției am venit în fața oamenilor și am expus succint, dar destul de clar ce avem de făcut. Același lucru îl facem cu modelul economic. Noi avem un grup puternic specializat în reforme economice și noi o să aducem la cunoștință în scurt timp care este viziunea noastră cu privire la modelul economic care pur și simplu lipsește. Noi trăim cu ziua, noi nu avem nicio viziune de dezvoltare economică și nu avem elite care ar, la moment, ar cunoaște care ar fi acel model și unde trebuie să mergem. Ne mai vorbim deja de sănătate, protecție socială și alte domenii. Cam asta este explicația de ce am decis să facem un proiect politic, că atunci când tu înțelegi că poți face lucrurile mai bine decât multă altă lume, tu ai două opțiuni. Să tragi linia, fiind o persoană realizată, iar la noi în echipă toată lumea este realizată. Are venituri, are familii, are ocupații, are profesie și nu are timp de pierdut. Tragi linia, te retragi în viața ta personală și în zona ta de confort sau, ceea ce cred eu este corect de făcut și din punct de vedere cetățenesc și din punct de vedere profesional, să faci un pas înainte și să-ți asumi răspundere. Și totuși, din culisele politicului aflăm că dumneavoastră ați fi putut să faceți parte dintr-un partid de dreapta, care, conform sondajelor, se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației. Aici mă refer la Partidul Acțiune și Solidaritate. De ce ați ales totuși calea independenței? Eu nu știu de unde vine. Eu, în ultima perioadă, petrecând foarte mult timp în teritorii, în raioanele noastre, am auzit cel puțin 8 teorii. Așa. Da, 8 teorii. Cine este stăpânul acestui proiect? Cine stă în spatele acestui proiect? Și asta bucură. Știți de ce bucură? Pentru că când sunt atât de multe și atât de variate și diferite și scornite, asta indică asupra faptului că de o parte, unii sunt îngrijorați, pe de altă parte, oamenii nu știu să-și explice. Ei, explicația corectă, nu, poate n-au auzit-o sau nu vor să o accepte, de asta se inventează. Eu, dacă aveam de făcut parte din echipa PAS-ului sau dacă eu eram compatibil cu echipa PAS-ului, posibil, și eu și colegii mei, posibil, conlucrau cu PAS-ul. Nu pentru că ne interesează funcție, ne interesează. PAS-ul este un proiect de dreapta. PAS-ul este un proiect politic care inclusiv a acceptat să facă parte din jocul clasic geopolitic. Există acest ieșchier moldovenesc pervers. Da. Stânga este Rusia, dreapta este România. Deci, intermediar, integrare în Uniunea Europeană. Într-o formulă sau alta este vorba de lichidarea statalității. Sau lichidarea în cadrul unei formațiuni confederative cu Federația Rusă, sau lichidarea Republicii Moldova prin unirea cu România. PAS-ul se poziționează pe dreapta, nu pe extrema dreaptă, pe dreapta, ca un proiect care pledează pentru integrarea europeană, în același timp având foarte mulți unioniști în componența sa. Mesajul proiectului politic pe care eu îl reprezint și echipii pe care o reprezintă este altul. Noi, astăzi, nu putem fi salvați de niciun vector. Noi avem de la 4 la 12 ani de activitate și de reformă internă. Nu o să vină niciun rus, român, european, indiferent care este naționalitatea acestuia, german, francez sau niciun american, să înlocuiască procurorii noștri, judecătorii noștri, funcționarii publici, primarii, consilierii și așa mai departe. Noi trebuie să ne învățăm să luptăm pentru putere și doi, să o exercităm. Dar nu în nume propriu și cu viziuni abrupte, abstracte și incompetente. Noi trebuie să ne învățăm, noi trebuie să învățăm să facem aceste lucruri. Astăzi, De la cea mai mică procuratură raională, așa, până la procuratura generală, întreaga această componentă care răspunde, care trebuie să răspundă și să facă fața crimei organizate, este o rușine.
Noi nu avem procurori care au astăzi, nu știu dacă avem mai mult de 10 procurori în tot sistemul, păi din 700 care au curajul să fie procurori. Nu văd politicieni care au curajul să vină cu o viziune proprie, contrar sistemului care a fost prestabilit și impus, de fapt impus inclusiv de servicii speciale străine, de dizbinarea societății. Eșchierul Est-Vest, Rusia, lichidarea Republicii Moldova prin confederație cu Rusia sau lichidarea acestea prin... A fost impus cândva, de la început, de la începutul căii noastre ca stat independent, a fost impus de fapt de servicii speciale. În cazul dat, de exemplu, a Federației Rusiei. De ce? Pentru că asta este un sistem bipolar, foarte simplu, comod de manipulat, și ușor de pus în aplicare. Asta e так называемая система опознавания свой чужой, это биполярная система координат. Deci asta este o chestie foarte simplă care poate fi pusă în mișcare dacă tu controlezi mass media și dacă controlezi anumiți formatori de opinie. Ceea ce spunem noi, Partidul Schimbării, este e timpul să ieșim din acest sistem de coordonate. Și noi am dat primul scenariu care a funcționat în acest sens. Scenariul unității sociale în interes comun. Iată cum noi ne-am unit ca societate împotriva lui Plahotniuc, acum vine timpul să ne unim pentru un program de guvernare. Și noi am făcut 7 capitole, noi am elaborat 7 capitole de reforme pe care le propunem societății pentru discuții și pentru implementare. Și noi sperăm foarte mult că oamenii, sau cel puțin avem o pătură sau un grup suficient de mare de persoane, de la 100 la 200 de mii de persoane cel puțin, poate mai mult, care sunt gata să facă acest pas înapoi și să înțeleagă că nimeni nu ne va lua în starea asta de ruină în care ne aflăm nicăieri, indiferent de care este opțiunea lor geopolitică sau vectorul care le place. Credeți-mă, eu cunosc puțin integrarea europeană, n-are 1000 de ani nevoie de noi, Uniunea Europeană, în starea asta de degradare și halul în care noi ne aflăm. Noi trebuie să ne învățăm să exercităm puterea, suveranitatea cetățenilor care trăiesc aici și să ne învățăm să ne reconstruim drumurile, clădirile, infrastructura, să punem pe roate niște modele economice, fiscale, inclusiv prietenoase pentru cetățean, să transformăm statul din jandarm în partenerul antreprenorului și omului cu inițiativă antreprenorială, să ne reconstruim satele. Astea sunt niște lucruri care poți să le faci făcând un pas înapoi, lăsând aceste discuții sterile de 30 de ani pe vector și pe agende imposibil de implementat, pentru că societatea este extrem de fărămițată și scendată, și să ne unim în jurul interesului comun. Indiferent de apartenență etnică, limba vorbită, de unde sunteți, din care raion, regiune, fiecare are interesul să aibă un trotuar, un drum funcțional, o școală în care se predă bine, o universitate în care se fac studii și nu se mulțește corupția. Și așa mai departe. Sunt niște lucruri. Medicina, uitați-vă, pandemia cât de tare ne-a expus pe noi. Noi avem un sistem medical care necesită ajustare rapidă. Și asta nu e așa de complicat de făcut. Contează să știi unde sunt punctele de reper, ce trebuie să schimbi, cum să rearanjezi. De multe ori, rearanjând acele resurse, redistribuind aceleași resurse pe care le ai, tu obții un rezultat mult mai bun. Așa, asta este esența. Noi avem nevoie de profesioniști la locul lor, puși la treabă. Atât. Fără influență politică, fără interferență politică, fără să înceapă iar rearanjarea scaunilor pe criterii că ăsta e din partidul meu, ăla e din partidul altul, trebuie să pleci. Noi am suferit foarte, noi avem oameni foarte puțini și noi trebuie să învățăm să lucreze, să învățăm să lucreze împreună și să le demonstrăm că se poate, unindu-ne în jurul priorităților noastre comune. Asta este esența acestui proiect, Partidul Schimbării. Schimbarea vine prin depășirea felului tău, inclusiv a felului tău de a fi. A viziunilor la care noi ținem de 30 de ani, dar care ne-au dizbinat foarte mult și ne-au dus într-o ruină. Practic, ne-au transformat țara într-o ruină în care lumea nu vrea, nu dorește să trăiască. Dumneavoastră ați menționat că noi avem nevoie de profesioniști. În această ordine de idei, v-aș întreba, dacă ar trece DNA-ul român granița, nu ar fi un bun început să scăpăm de o problemă care ar fi corupția din Republica Moldova? Asta face parte, întrebarea asta face parte din opera să vină cineva să ne facă ordine. Ca acest lucru să se întâmple, există câteva impedimente. În primul rând, Constituția Republicii Moldova, care spune niște lucruri.
că avem un organ de urmărire penală, da? Sau o instituție care trebuie să exercite urmărirea penală, că altcineva nu poate să o facă. Ca să faci aceste lucruri, ca DNA-ul să treacă prutul, tu sau trebuie să lichidezi Republica Moldova, să o dizolvi în componența României și atunci ridici câteva subiecte care, în opinia mea, sunt astăzi absolut imposibil de implementat, pentru că noi ne acordăm mult prea multă importanță. Noi suntem 2 milioane de oameni într-o țară părăsită, într-o țară ruinată, care crede, nu știu de ce, o anumită pătură la noi din cetățenii noștri, cred că cineva o să meargă la un conflict între Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană cu Federația Rusă de dragul a 2 milioane de moldoveni. Eu vă asigur că asta este un mit. Și ca să treacă DNA-ul prutul, asta trebuie să se întâmple, trebuie să modifici Constituția. Pentru asta trebuie să ai o majoritate constituțională de 67 de voturi. Noi nu suntem siguri că putem, că reușim acum la aceste alegeri parlamentare anticipate să adunăm 55 de mandate integre de oameni care vor să facă schimbare. Nimai vorbim de majorități constituționale. De asta lucrurile trebuie să le ținem în area, în zona practicului. Uitați-vă, ce putem face noi? Noi astăzi, în societatea noastră, care este mică, care este divizată, care este de multe ori nu foarte bine instruită și informată, noi trebuie să punem grămadă tot ce a mai rămas sănătos. Oamenii care nu s-au vândut, care au ținut lovitura. De exemplu, regimul lui Plahotniuc a fost un test foarte bun pentru Republica Moldova. În timpul regimului Plahotniuc s-a văzut cine este cine. Cine este gata să-și riște capul, afacerea, securitatea și bunăstarea familiei și cine a tăcut sau cine a colaborat sau cine, nu doar că, bine, noi avem situații când oamenii au fost nevoiți sub marea presiune a mașineriei lui Plahotniuc să cedeze. Nu vreau să judec, noi în continuare trebuie să îi consolăm pe acești oameni, să lucrăm cu ei dacă ei nu au făcut infracțiuni și dacă nu sunt infractori. Noi am avut situația cu primarii, de la 286 de primari pe Deo, crescut până la 700 din 900. Deci nu pot să blamez toți acești oameni. Au fost puși sub o mare presiune. Ideea este că noi trebuie să ne învățăm să lucrăm unii cu alții și să prioritizăm, să ne concentrăm pe ceea ce este real și posibil de făcut în următorii 4 ani. Iată, în domeniul medicinii este posibil, în termen scurt, să soluționăm câteva probleme. Aceste probleme pot fi soluționate prin eliminarea populismului și mână liberă profesioniștilor. Să dăm mână liberă profesioniștilor. Dacă vorbim de problemele de termen mediu, lăsăm pandemia deoparte, da, de exemplu. Noi avem nevoie de regionalizarea medicinii. Astăzi, medicina înalt calificată este accesibilă cetățenilor noștri doar în municipiul Chișinău, mare parte, la Spitalul Republican sau Ignatencu sau altele. Da. Noi practicăm medicina înalt calificată, intervențiile calificate, diagnosticul sofisticat, complicat, oamenii astăzi, cetățenii noștri, au acces la acest diagnostic și acest tratament într-un singur punct. Ideea regionalizării schimbă percepția. Noi trebuie să avem un centru la nord, un centru înalt specializat calificat, de exemplu, la Chișinău și măcar unul la sud. Acolo unde există echipe profesioniste de la neurologie până la cele mai sofisticate, complicate aspecte și necesități de intervenție regional. Pentru că și timpul de reacție, și confortul cetățeanului, și încrederea cetățeanului, noi trebuie să regândim spitalele. Noi avem peste 70 de spitale, ele prestează de regulă tot aspectul, tot nomenclatorul de servicii, în mare parte, și nu prestează calitativ majoritatea din ele. Pentru că dacă faci tot, la nivel de raion, tu ai 10 intervenții, la nivel de Chișinău ai 1000 de intervenții, evident că la Chișinău profesionalismul și capacitatea de intervenție și baza materialului o să fie mai mare. Da? Atunci trebuie să regândești acest sistem. Așa. Pentru asta nu ai decât să lași profesioniștii să facă un studiu de fizibilitate și să implementeze, fără să faci tu politică pe seama domeniilor, cum o face Dodon și alții, pe seama domeniilor de care tu habar nu ai. Și de asta mergem la noi în partid, mergem pe grupuri de lucru, mergem pe grupuri de competență profesională. Există grupul sănătate publică, există grupul economie, există grupul proprietate publică, există grupul justiție. Așa poți. Deci, și în esență asta e viziunea noastră și cu privire la un partid. Un partid trebuie să fie generator de politici, generator de cadre, de oameni profesioniști care vor, care ajută profesioniștii care deja există și sunt formați să facă acest pas în politic. Noi avem nevoie de urgență oamenii cu obraz, competenți, profesioniști să facă un pas înainte.
Noi avem foarte puțini oameni rămași acasă și foarte puțini oameni care doresc să se întoarcă acasă din diasporă, având o anumită profesie și având un anumit profesionalism. Indiferent că vorbim de piața financiar-bancară, nebancară sau medicină. Motivația de a reveni acasă este mică. Noi trebuie să schimbăm aceste șabloane, să inversăm procesele. Și asta este unul din scopurile pe care noi le propunem. Cât privește despre aspectul de șchier, noi nu vrem să participăm ca partid în scindarea societății. Noi venim cu un mesaj foarte clar. Integrarea europeană, colaborarea cu Federația Rusă, lichidarea Republicii Moldova în România, indiferent pentru ce vor opta cetățenii noștri, în viitorul îndepărtat vă atrag atenția, astăzi Republica Moldova trebuie guvernată profesionist și integru. Noi trebuie să terminăm cu hoția, cu furturile și doi, asta nu este suficient să termini cu hoția și cu furturile. Trebuie să știi ce vrei să construiești. Că când cumperi o ruină, de exemplu, da, un bun nefinisat, trebuie să ai o viziune, ce vrei să construiești. Da. Și asta este sarcina noastră. Domnule Gligoru, pentru nimeni nu este secret că orice partid, pentru a se face cunoscut, are nevoie de finanțe. Din ce surse există Partidul Schimbării? Noi construim un model descentralizat de finanțare a partidului. Așa. La moment, noi avem două compartimente despre care trebuie să vorbim. Este grupul de inițiativă care a finanțat procesul și reprezint sunt oamenii, acei oameni care au făcut efortul de înregistrare a partidului și care s-au autofinanțat. Practic, noi ne-am autofinanțat. Noi suntem un grup, de exemplu, de inițiativă la nivel național de circa 30 de persoane, dintre care circa 14 persoane au contribuit financiar în limita posibilităților. Care a contribuit mai mult, care a contribuit mai puțin. Vreau să vă spun că odată ce acele contribuții sunt proporționale veniturilor, toate sunt egale, indiferent că cineva a pus 1.000 de lei și cineva a pus 15.000 de lei. Cheltuielile noastre totale, împreună cu donațiile venite din străinătate, pentru că au mai venit și donații în bunuri, niște laptopuri, niște aparate, veniturile, dacă punem valoarea donațiilor inclusiv, suma cheltuielilor care a fost necesară pentru înregistrarea partidului pe procedura simplificată, pentru că procedura a fost simplificată, a fost de circa 102.000 lei. Da. Asta nu este o sumă fantastică. Da. Asta este suma care, de exemplu, eu personal aș fi putut s-o achit. Problema este că asta ar fi o greșeală fundamentală. În partid nu trebuie să existe monopol la capitolul finanțare. Orice proiect politic sănătos pornește de la o formulă descentralizată de finanțare. Oamenii care cred în acest proiect trebuie să contribuie în măsura posibilităților. Și asta este un mesaj pentru cetățenii noștri. Dacă dumneavoastră, stimați cetățeni, nu vă plătiți politicienii în care pun speranța, la un moment dat o să fie plătiți de crimă organizată și de bandiți. Partidele politice au nevoie de finanțare. Și dacă partidele care sunt la guvernare primesc bani din bugetul de stat, proiectele noi care încearcă să răzbată acest cerc vicios, să schimbe elita politică, să elimine pe cei care v-au dezamăgit și să readucă încrederea în lupta pentru putere și exercitarea puterii, au nevoie de susținerea cetățenilor. Aceste proiecte nu au finanțare de la buget. Și atunci noi ne autofinanțăm și aici este un băț cu două capete. Activitatea ta necesită finanță. Pe partea logistică de organizare, închiria selelor, motorină, așa, și pe partea de promovare mediatică, pentru că ai nevoie de produse mass media, produse pentru rețele sociale pe care trebuie să le filmezi, să le, să le pui într-un format grafic și așa mai departe. Și aceste cheltuieli, deci practic, capacitatea operațională unui partid este limitată la suma de bani, de multe ori, care este acumulată. Pe partea, desigur, de logistică și organizare tehnică și de producție mass media. Și atunci, ce fac? Ce făceau politicienii noștri în trecut, sau așa numiți politicieni? Dacă nu le ajungeau bani, ei mergeau prin piață. Spuneau, hai să, da? Să vedem. Și adunau bani, după care intrau în obligații.
Deci, practic, așa sunt niște obligații față de oameni de afaceri, față de oligarhi, față de criminali, grupuri criminale organizate, organizații criminale sau grupuri criminale. Și asta este exact ceea ce nu trebuie să facem. Noi vom opera, vom funcționa în limita bugetelor pe care suntem capabili să le punem, să le adunăm. Da? Noi am deschis deja, noi ne-am înregistrat pe data de 25 a lunii trecute, noi am deschis deja conturi bancare, am deschis conturi bancare în lei, în dolari și în euro, pentru că există multe solicitări din diasporă. Când vă faceți cont, vrem să transferăm niște bani, noi înțelegem că donațiile astea vor fi mici. 10 euro, 20 de euro, 50 de euro. Dar astea sunt donații foarte importante pentru noi. Pentru că ele pun fundația, sistemul ăsta, modul ăsta, modulul ăsta descentralizat de finanțare a partidului, care este unicul, corect și sănătos. Și noi vom insista așa să fie mai departe. Și eu și colegii mei, pentru că în echipă sunt oameni diferiți cu venituri diferite, ne vom strădui să ținem o balanță. Da, niciodată să nu dominăm din punct de vedere al contribuțiilor financiare, pentru că asta inclusiv șterbește din competitivitate, șterbește din, din implicare. Și asta nu este bine. Noi trebuie să ținem această linie dreaptă. Recent, colegii dumneavoastră, dacă nu greșesc, au donat spitalelor din țară mai multe concentratoare de oxigen. Iată, asta este un subiect care trebuie să-l tratăm foarte precaut. Așa. De ce? Întrebarea a fost, ce alte donații ați mai făcut până acum, dacă ați făcut? Iată, asta este un subiect care trebuie să-l tratăm cu mare precauție, pentru că campania inițiată de Sergiu Postică, vicepreședintele meu, vicepreședintele Partidului Schimbării, a fost una apolitică. Și chiar dacă noi l-am susținut și am donat bani din venituri personale, precum au donat și alți 2000 de cetățeni, noi am ținut foarte mult să nu o politizăm. Acei oameni donau nu pentru că noi am făcut partid sau avem funcții în partid, acei oameni donau ca să ajute pe cei nevoiași, pe cei care nu au oxigen, care se înnăduși. Da? Și atunci este, este o chestie de principiu să nu politizăm această campanie. Și dacă vă uitați la tot ce a făcut Sergiu, domn Postigă, nu o să vedeți nici măcar o mențiune a denumirii partidului în cadrul campaniei. Și asta a fost o discuție între noi de la bun început, una de principiu. Ceea ce s-a făcut, datorită gradului înalt de încredere pe care l-au oamenii în Sergiu, da, în domnul Postig, ei au făcut ca cetățeni. Nu pentru că ne simpatizează pe noi ca politicieni, ci pentru că ei au avut încredere în Sergiu, în, în domnul Postică, că el, în mod onest, cinstit, va administra banii lor și va cumpăra acele concentratoare de oxigen. S-a reușit, din câte mi-aduc aminte bine, 334, achiziția 334 de oxigenatoare, de concentratoare de oxigen. Eu, ca cetățean, nu ca politician, sunt enorm de recunoscător tuturor, pentru că asta este ceea ce nu a știut să facă, din păcate, statul Republica Moldova. Inclusiv acest Ion Chicu, inclusiv această doamnă Dumbraveanu, oamenii noștri, și asta trebuie spus, se nădușă în spitale pentru că acești mizerabili nu și-au făcut lucru. Dar, din nou, cer votul oamenilor și cer încrederea oamenilor deja din postura de politicieni. Și de asta eu aș vrea foarte mult să nu... La capitolul ce donații am mai făcut, n-am făcut noi ca partid, n-am făcut nicio donație. Caritatea care noi o facem, noi o facem ca persoane fizice. Și vreau să spun că această epopee cu donații, caritate, cu tot felul de... Imediat cum la noi, știți, o seamă de oameni devin politicieni, ei imediat devin protectorii păturilor social vulnerabile. Din senin peste noapte apar milioane și milioane de lei, originea cărora ei nu pot explica și din care se face în esență politică. Ei scuipă în interesul acelor oameni, credeți-mă, pe ei nu interesează. Ei folosesc vulnerabilitatea lor ca să le cumpere votul pe bani tenebri și majoritatea absolută a fondurilor, așa numitor fonduri de caritate, care funcționează pe lângă politicieni, sunt finanțate din bani furați tot de la cetățeni. Și asta este tragedia, asta este acel lucru pe care oamenii nu-l înțeleg. Campania pe care a făcut-o domnul Postică este absolut diferită. Asta este o campanie făcută nu doar pe banii dumnealui. Dumnealui a donat o sumă mică și eu am donat o sumă relativ mică.
Această campanie a fost făcută pe bună administrare și încrederea oamenilor. Încrederea oamenilor care au donat și încrederea oamenilor că banii ăștia vor fi folosiți nu la PR politic și la nu știu ce, dar pentru a ajuta spitalele raionale. Și spitalele raionale au fost ajutate. Ai spus un lucru adevărat. Oamenii se nădușă în spitale, iar tehnocratul Chicu își face partid, unde o regăsim și pe doamna Dumbrăveanu. Ce părere aveți despre acest nou partid? Eu cred că de vreo 7 luni de zile tot auzeam că din exterior, din est, există interes de a lansa un proiect pe șchierul de centru-dreapta pentru a mai diminua din electoratul care a devenit practic, care nu are astăzi o opțiune politică. Noi avem, conform sociologiei, circa 30% din deciși. În unele perioade numărul indecișilor se ridică peste 50% la 60%. Astăzi este peste 30% și avem 52%, sociologia arată 52% din cetățenii noștri, arată că 52% din cetățenii noștri ar vota pentru o nouă formațiune politică credibilă. Deci oamenii sunt, pe de o parte, în așteptarea unor noi proiecte politice în care ar putea avea încredere. Pe de altă parte, există fenomenul polarizării, pentru că o bună parte de atenție în continuare, și am văzut asta în discursul lui Dodon, o bună parte de atenție va fi absorbită de conceptul ăsta geopolitic. Din nou se va încerca est-vest și așa mai departe. Dodon deja a început campania electorală și a început aceste mesaje cu specularea tot ca felul de subiecte. Exact, ca de obicei. Și de asta trebuie să fim aici precauți. Este clar că proiectul lui Chicu este un proiect lansat pe un anti-rating enorm. Atât Chicu, cât și Dumbrăveanu, cât și primarul Hâncești-lui Botnar și așa mai departe. Practic asta este o fel de gașcă de ex-prieteni a lui Vlad Plahotniuc, care au lucrat în perioada regimului Plahotniuc în diferite funcții și au fost parte din sistemul și echipa dumnealui, dacă vorbim, de exemplu, în cazul domnului Botner la modul direct. Domnul Chicu, din câte eu cunosc, a fost una din candidaturile de compromis care a fost înaintată de către Dodon după consultări cu Plahotniuc, deci el era candidatura de compromis care trebuia să fie prim-ministru în coaliția asta de guvernare Plahotniuc-Dodon. Și respectiv, acest om nu are decât să-și caute de treabă. Astfel de oameni nu au ce căuta în politica Republicii Moldova. Noi suntem la nordul Republicii Moldova. Din păcate, oamenii de aici, în ultima perioadă, votează masiv cu Partidul Socialiștilor. Cum v-ați propus dumneavoastră să câștigați încrederea oamenilor de aici și cum veți convinge cetățenii să vă voteze? Prin muncă. Noi am mers în raioanele de nord și am descoperit un lucru foarte neplăcut. Partidele, așa numite, poziționate pe dreapta, da, vorbim de PAS, PPDA, au structuri puține la nord și nu foarte eficiente. Da, iar acest lucru se resimte. Și acest lucru se resimte. Cetățenii noștri de la nord sunt exact așa ca cetățenii din centru și de la sud. De ce? Pentru că ei au probleme pe care le vor rezolvate și politicienii sunt acei oameni care pretind că le pot rezolva. Și odată ce la nord nu s-a reușit cumva buna organizare a partidelor, așa numitor partide de dreapta, vorbește despre faptul că soluțiile care sunt propuse pentru oamenii din raioanele de nord nu sunt auzite de ei, nu sunt aduse la cunoștință sau pur și simplu nu sunt. Că la nord există problema exporturilor. La nord există problema sfeclei de zahăr și a mărului. Da? Iată, aceste probleme trebuie soluționate regional. Din păcate, statul nostru nu a investit în cultura generală antreprenorială. Oamenii noștri poate știu să crească măr, poate știu să crească sfeclă, dar nu întotdeauna știu să găsească piață de desfacere, 1, și 2, nu întotdeauna știu să facă față marilor companii care cumpără produsele lor
De exemplu, cum este Suzuki sau cum sunt alte companii care de multe ori beneficiază de statut monopolist sau dominant. Și atunci acești mari producători, da? Mari companii cu mari investiții în spate, domină micul antreprenor și practic fac bani pe seama acestuia și în detrimentul lui. Și aici statul trebuie să vină cu niște, cu o claritate. În primul rând e nevoie să sporim cultura antreprenorială. Trebuie să vedem unde este acea problemă. Este problemă în calitatea produsului pe care îl fac mici antreprenori sau antreprenori de scară medie, sau este problema în politicile statului. Unde este problema? Și noi încercăm să facem anume asta. Noi mergem la Nord și discutăm cu oamenii să vedem în ce constă problema cetățenilor noștri care locuiesc în Nordul Republicii. Și vreau să vă spun că Dodon, într-un mod absolut incorrect și meschin și preferențial, speculează problemele și nevoile oamenilor de la Nordul și Sudul Republicii și permite sau facilitează exportul mărului, de exemplu, în Federația Rusă, pe anumite categorii pentru anumiți antreprenori care, într-un fel sau altul, sunt neutrali sau sunt niște simpatizanți sau parte din echipă. Și asta este profund incorect. Rolul statului este să asigure egalitatea de poziție a tuturor antreprenorilor. Și dacă noi avem înțelegeri sau putem să obținem niște înțelegeri cu Federația Rusă cu privire la exportul produselor noastre, păi atunci ne înțelegem nu pe listă de companii, dar ne înțelegem per calitate de produs. Okay? Și atunci persoanele, antreprenorii noștri care produc acel măr sau produc acea prună sau produc acei struguri sau alte produse agricole știu că dacă corespund standardului 1, 2, 3, 4, garantat vor avea posibilitatea să exporte produsele lor. Și asta este acel spectacol de batjocură în care ne ține inclusiv Partidul Socialiștilor și Nemijlocit Igor Dodon de ani de zile. Ani de zile. Și asta nu înseamnă decât că avem să tragem concluzii, avem să venim cu niște politici clare sau să ajutăm oamenii să instruim, să le asigurăm niște instrumente de securitate minimal. Eu am vorbit cu producătorii de măr și îi spun în felul următor. Înainte noi aveam posibilitatea la un preț decent, dacă anul nu a fost bun, dacă mărul nu a fost unul de calibru bun și comercial nu era poate foarte atractiv și nu aveam posibilitatea să-l exportăm pentru că există măr de calitate 1, 2, 3. Aveam posibilitatea să dăm o partidă mare de măr la suc, la preț decent, preț care compensa cheltuielile pentru întreținerea livezilor și producerea acestui măr. Însă, reșind din faptul că sunt foarte puține fabrici de suc care cumpără acest măr, se întâmplă exces de zel. Se întâmplă nu altceva decât îmbogățire, dacă vreți, fără justă cauză, pentru că fabrica de suc impune un preț de dumping sub prețul de întreținere și mentenanță a livezii și producerea mărului. Și atunci, practic, antreprenorul sau compania care are acea fabrică, pe spatele micului antreprenor sau antreprenor de clasă medie, categorie medie, face supraprofituri. Și asta este profund incorrect. Atunci când valoarea minimală de comercializare a mărului pentru suc, de exemplu, e 2,50, iar fabrica îți acceptă mărul cu 0,8, asta este o bagiocură. Și asta sunt niște chestii care trebuie în mod normal, dacă ar mai exista două fabrici la Nord, ar exista competiții între ele. Da. Da? Și atunci rolul statului era, de exemplu, să inițieze, inclusiv prin alocarea banilor, poate un program de construirea acelor fabrici. Raportat la capacitate. Trebuie să vedem ce capacitate avem, care sunt diferențele între ce se produce, ce se exportă, ce trebuie sau poate fi dat la suc, care este perspectiva, care sunt planurile antreprenorilor pentru dezvoltarea acelor livezi. Vor să planteze livezi intensive pentru exportul mărului de consum curent sau ei vor să producă sau sunt o anumită, pentru că livezele vechi, în mare parte, produc mărul care nu este acceptat în Uniunea Europeană sau în Federația Rusă. Și atunci hai să ne raportăm la capacitate și să vedem
dacă avem de nevoie de o fabrică sau două fabrici, să stimulăm capitalul privat sau antreprenorii să construiască acele fabrici. Dacă trebuie, statul poate fi partener în aceste afaceri. Statul are entități care se numesc întreprinderi de stat, din care se fură la greu. Asta și-ar fi rolul acelor, inclusiv, poate, unor întreprinderi mixte, cu capital de stat, capital privat. De ce cu capital de stat? Pentru că ai instrument de control a proceselor, de achiziții conforme pieții, dar nu la prețuri de dumping dezastruoase, da, pentru antreprenorii noștri sau pentru agricultorii noștri. Și asta sunt niște lucruri, trebuie să ai o viziune, cum rezolvi problema. Și credeți-mă, atunci opinia cetățenilor noștri din raionele din nord va începe să se schimbe. Oamenii vor înțelege că ei nu depind 100% de Federația Rusă în termeni de export și își vor deschide mintea și viziunea pentru lumea întreagă, pentru că lumea nu constă doar, pe planeta asta nu este doar Federația Rusă. Întrebarea este dacă noi, ca politicieni, știm să le furnizăm și să elaborăm împreună cu ei cele soluții. Și asta este unul din capitolele noastre de activitate. Da, recent ați înregistrat două organizații teritoriale noi, în raionul Sângirei și în raionul Drochea. După ce criterii sunt aleși și membrii partidului? Sau fiind la început de cale, îi primiți pe toți cu brațele deschise? Noi primim pe toți cu brațele deschise din acei oameni care nu sunt infractori, nu sunt oameni cu reputație dubioasă și nu sunt oameni care au comis sau în activitatea lor profesională au făcut lucruri dezastruoase pentru localitățile lor. Noi avem cu certitudine o anumită preselecție pe criterii de genul ăsta. Da, criterii de gen care țin de integritate în termeni de condamnări penale și așa mai departe. În celelalte aspecte, apartenența politică în trecut, apartenența politică în prezent, pe noi puțin ne interesează. Pe noi ne interesează persoana să fie adecvată, competentă, să dorească o schimbare la nivel local, acolo unde trăiește, activează, și să-și dorească, să aibă o viziune cu privire la localitatea în care locuiește sau raionul în care locuiește și să dorească să schimbe lucrurile spre bine. Și atunci, dacă noi avem aceste repere în comun, noi ne întâlnim, vedem punctele de interes comun, vedem cine sunt oamenii care doresc să lucreze cu noi. Se întâmplă așa că avem în diferite raioane două, trei echipe care doresc să lucreze cu noi. Așa. Din păcate, nu întotdeauna acele echipe sunt compatibile. În esență, dacă examinezi situația, nu întotdeauna înțelegi de ce nu sunt compatibile, pentru că nimic obiectiv unii împotriva altora nu au. Dar asta este și psihologia și specificul și felul nostru de a fi, din păcate. Noi suntem așa mai complicați, să nu folosesc alte cuvinte, suntem mai complicați. Dar de multe ori ne reușește medierea și ne reușește integrarea echipelor. Noi trebuie să ne învățăm să ne depășim pe noi, indiferent de... E firesc să avem contradicții. Și să numai așa putem face echipe puternice. Unele voci de la Chișinău totuși spun că pe partidul pe care l-ați creat ar fi o alternativă a platformei Demnitate și Adevăr. Cum comentați dumneavoastră aceste păreri? Ca să afirmă astfel de lucru, trebuie să ai argumente. Și argumentele respective trebuie să fie de natură ideologică. Platforma Demnitate și Adevăr, din punct de vedere ideologic, este unul din acele partide care se pliază clasic pe șchierul Est-Vest și programul de dezbinare a societății. Volens-nolens, nu pentru că o fac intenționat. Pentru că așa este sistemul și șchierul politic care s-a formalizat, s-a creat la noi. Noi suntem acel proiect politic care se ridică deasupra șcherul respectiv. Pe noi nu interesează stânga, dreapta, toate aceste, vectorizarea, bipolarizarea. Noi suntem acel proiect politic care spune oamenilor, asta este agenda falsă. Asta este agenda falsă. Agenda adevărată, reală, este ce avem de făcut cu Republica Moldova odată ce obținem 55 de mandate. Mandate care nu sunt în serviciu crimei organizate. Nu sunt parte din grupările afiliate lui Dodon, Șor, Plahotniuc.
și sateliții lor. Asta este întrebarea. Cu Republica Moldova, ce avem de făcut? Și sunt 7 capitole pe care eu îi invit pe cetățenii noștri și cei care ne ascultă astăzi să le citească. Noi încă lucrăm la capitolul integrat agricultură, încă lucrăm la completarea capitolului protecția mediului, reîmpădurirea Republicii Moldova, lupta cu fenomenul secetei și alte soluții care vor dura decenii pentru implementare, dar asta este ceea ce avem de făcut. Este mult mai ușor, de multe ori, nu știu, atractiv să discuți lucruri abstracte, teorii ale conspirației, tot felul de invenții tehnologiilor politici, da, experților în tehnologii politice. Și e mult mai cumva plictisitor și necesită mai mare concentrație din partea oamenilor noștri atunci când vorbești despre ceea ce cu adevărat le poate schimba viața. Și asta este unul din rolurile pe care noi ne-l asumăm, rolul de educație politică. Noi trebuie să le vorbim cetățenilor noștri lucrurile pe care poate nu întotdeauna vor să le asculte, dar care sunt foarte importante. Noi, fără să știm ce avem de făcut cu țara asta, de la nivel de sat comună până la nivel de municipiul Chișinău și Republica Moldova per se, noi nu avem nicio șansă. Noi așa și vom hămâi, lătra unul la altul, ne vom certa, ne vom scuipa, vom umbla la proteste și vom face nu știu ce, vom privi televiziunile care se află în proprietatea politicienilor care impun aceste șchieri de dezbinare și acest sistem de dezbinare a societății pentru ca să vă mobilizeze pe dumneavoastră, stimați cetățeni, în ajun de alegeri mai eficient, da? Mai simplu și mai ieftin. Da? Cel mai des mesaj pe care îl transmiteți dumneavoastră atât pe rețele de socializare, dar și în timpul emisiunilor de la TV, este reforma justiției. Oferiți-ne o descriere a acestei reforme. Iată, la capitolul reforma justiției, eu cred că voi simplifica la maxim limbajul meu. Problema sistemului judecătoresc a Republicii Moldova și problema procuraturii, care este o instituție autonomă în cadrul puterii judecătorești, sunt două componente. Da. Este următoarea. Aceste mari, două mari componente sunt pline de oameni corupți. Dar pline ochi. E ca pline din nu se mai poate. Care sunt cauzele? Asta este o discuție separată. Până la urmă, acest sistem s-a autocorupt. Generația veche crescută în Uniunea Sovietică, procurori care erau mai mult sau mai puțin totuși crescuți într-un spirit al legii și respectului pentru lege a fost înlocuit, ei sau au murit sau au plecat din sistem, a fost înlocuit de procurori, judecători noi care primeau salarii absolut simbolice mai mult de un deceniu și volens, nolens, acest sistem s-a autocorupt, inclusiv cu marele ajutor și inițiativă manifestată de politicieni care aveau nevoie de acest sistem al judecătorii și sistemul procurorilor ca să rămână la libertate, să ajungă la închisoare și să-și rezolvă problemele economice de interes personal. Ne mai vorbim de faptul că la un moment dat acest sistem, fiind deja putre de corupt, a devenit parte a organizației criminale a lui Vlad Plahotniuc. Da. Și i-a permis lui Vlad Plahotniuc să uzurpeze puterea în Republica Moldova. Și atât acum în fața noastră stă sarcina să reformăm sistemul procuraturii și sistemul judecătoresc așa, în așa fel încât majoritatea judecătorilor și procurorilor să fie oameni profesioniști, competenți și incoruptibili, integri. Eu nu spun că noi vom reuși asta să o facem peste noapte, asta este un proces care ne va ocupa ani de zile, dar cu certitudine primii pași trebuie să fie de sancționare. Iată, noi în sistemul procuraturii avem procuraturi. Procuratura Generală, da. Trei mari componente. Procuratura Generală, procuraturile specializate, care sunt două conform legii procuraturii. Pece Coxu și Piau, da. Combaterea crimei organizate și procuratura anticorupție,
Și avem organul de urmărire penală nemijlocit. Procuraturile supraveghează ofițerii de urmărire penală, da? Ofițerii exercită urmărirea. Ofițerii, în mare parte, fiind grupați, de exemplu, la Centrul Național Anticorupție. Și după care avem procuraturi teritoriale. Sunt procuraturi în sectoarele municipiului Chișinău, în sectoarele în Bălți, de exemplu, procuratura municipală și în raioane. Iată, asta este sistemul procurorilor. Noi avem peste 600 de procurori, în realitate ar trebui să fie 700 la numărul populației, se discută, trebuie să mărim, să micșorăm, asta este discuție separată. Ceea ce pe noi ne interesează este că atunci când Plahotniuc a avut nevoie de susținerea acestei instituții, 600 și vreo 12 persoane din 648 au semnat o scrisoare în susținerea regimului Plahotniuc. Ceea ce trebuie să înțelegem este Centrul Național Anticorupție, în cadrul căruia era un serviciu de prevenire, combatere, spălării banilor și finanțării terorismului, știa despre fiecare tranzacție mai mare de 500.000 de lei scoși din Republica Moldova, împreună cu Banca Națională. Și a făcut fix nimic ca să oprească această tranzacție. Unde au fost? Sarcina noastră și eu cred că mesajul care trebuie noi să-l dăm sistemului este foarte simplu. Noi trebuie să lichidăm Centrul Național Anticorupție. Noi trebuie să lichidăm Procuratura Anticorupție și să lichidăm Procuratura de Combatere a Criminalității Organizate. Iar în loc? În loc să creăm o singură entitate anticorupție, o Procuratură Anticorupție, care să se ocupe de corupția mare. Prin lichidarea acestor și reducerea numărului de state a procurorilor, noi trebuie să dăm un mesaj foarte clar acelor care au tăcut. Nu eu trebuia în 2016, 17 și 18 și nu alți oameni din societatea civilă trebuiau să vorbească despre laundromat, jaful rezervelor băncii naționale, contrabandă. Asta procurorii trebuiau să facă. Noi atunci, în acei ani, am înlocuit tot. Deci activiștii civici, practic, au înlocuit și presa independentă, au înlocuit tot. Procuratura, ofițerii de urmărire penală, judecătorii, toți acei oameni care trebuiau să aibă curajul să facă față sistemului, iar ei în realitate erau mâinile și picioarele sistemului și executau fără discuții ceea ce le se spunea. Și pentru asta sancțiunea este numai una. Acele entități care aveau obligația directă să lupte cu organizația criminală lui Plahotniuc, care în realitate serveau acea organizație, și anihilau competitorii politici, anihilau și puneau presiune pe o țară întreagă, de la jurnaliști până la primari și consilieri, aceste instituții trebuie să lichidate. Dacă acolo sunt, de exemplu, procurori la moment, la ziua de azi, adecvați, competenți, integri, față de care nu sunt nicio problemă, să li se ofere pe urmă posibilitatea să mai candideze odată la o altă funcție undeva. Dar asta trebuie să ne fie mesajul. Noi pe Centrul Național Anticorupție am cheltuit sute de milioane de lei anual ca ei să prevină furturi de miliarde de lei. Câți bani ne-au întors nouă ce ne-au? Zero. Aproape de zero. Ca și într-o afacere, care este raportul de cost-eficiență? Aproape de zero? S-au furat miliarde de dolari din rezervele băncii naționale, 30 de miliarde de dolari spălați prin sistemul judecătoresc, cu buna cunoaștere a Serviciului Prevenirii Combaterii Spălării Bani, prin Republica Moldova, băgând în corupție și mai mare sistemul judecătoresc, pentru că s-a făcut cu mâinile judecătorilor și executorilor, nimeni n-a răspuns pentru chestia asta. Contrabanda! Ceea ce în esență trebuie să înțelegem astăzi, Republica Moldova și în ultimii 20 de ani este o mare operațiune de contrabandă exercitată de către organizații criminale și grupuri criminale care fac parte din aceste organizații, cu buna cunoaștere, ajutorul și susținerea organelor de urmărire penală, a Procuraturii, a Poliției de Frontieră, a Ministerului de Interne și așa mai departe. Iată, asta este esența. Elitele politice, desfășurând un șir de operațiuni criminale, se îmbogățesc, după care merg la alegeri și ne povestesc nou despre est, vest, sisteme bipolare, că trebuie să ne svădim, că și război, că nu și război. Vin tancurile. Și de fiecare dată, din 4 în 4 ani, tot vin niște tancuri. Da? În realitate ne au de proști, în realitate pur și simplu se îmbogățesc, transformând țara asta într-o mare operațiune de contrabandă cu ajutorul regiunii Transnistriene,
și vecinilor noștri, Ucraina și România, fără de care aceste operațiuni erau imposibile. Nu trebuie să ne facem iluzii. Pentru noi, începutul este reforma sistemului judecătoresc. Noi avem nevoie de niște lichidări de instituții în cadrul instituției procuraturii. Noi avem nevoie de evaluare externă a judecătorilor, care trebuie să fie făcută prioritizat. Da? Evaluarea externă a judecătorului nu este nimic atât de sofisticat. Este vorba despre verificare la capituri, corespunderea cunoștințelor profesionale, funcții ocupate, veniturilor și cheltuielilor. Verificarea integrității, prin verificarea veniturilor, cheltuielilor, se verifică persoanele respective, cercul apropiat de persoane, pentru că la noi, în Republica Moldova, este un sport național, procurorii, judecătorii scriu proprietățile pe mătuși, pe socri, pe frați, surori și așa mai departe. Da? Și atunci, asta este o procedură elementară de verificare a integrității. Desigur, ea trebuie bine organizată și ea trebuie desfășurată, prioritizată. Pentru că există, de exemplu, Curtea de Apel Chișinău, care examinează mai că jumătate din cazuri din Republica Moldova. Evident că și Curtea Supremă de Justiție. Evident că astea două trebuie trecute printr-o evaluare externă, în primul rând. După care prioritizat instanțele de sector din municipiu Chișinău și așa mai departe. Problema evaluării externe, așa numite proceduri de vetting, este că ea ocupă timp. În comisia asta de oameni integri, care trebuie să fie din oameni integri, care îi dau afară și care ar trebui să fie oameni extrem de integri. Da? Și problema societăților, precum este a noastră, e că e o problemă cu oameni profesioniști și integri. Da? Dar cine facem cu fenomenul cumătrismului? Fenomenul cumătrismului este un fenomen specific nu doar nou. Da? Este fenomen specific Balcanilor, fostei Uniuni Sovietice și noi nu o să scăpăm de el peste noapte. Ceea ce este important e că acele instituții pe care noi le vom crea, acele, de exemplu, instituții temporare, cu mandat temporar, precum este, de exemplu, Comisia de Evaluare Externă sau Mixtă a procurorilor și judecătorilor și ofițerilor de urmărire penală. Această comisie, ea nefiind foarte numerică, da? Iată, anume această comisie nu trebuie să conțină cumătrii, rude, prieteni, da? Trebuie să avem și eu vă asigur că dacă noi nu putem găsi un 12 persoane sau un 15 persoane pentru ca să formăm această comisie și să o punem la lucru, eu nu sunt sigur de fapt că noi la general ceva putem. Deci asta este calea pe care trebuie să o parcurgem și pentru asta trebuie să încurajăm oameni de formație nouă, de generație nouă să vină în politică, să facă un pas înainte. Și asta este scopul inclusiv a proiectului nostru. Din cauza acestui fenomen, multe companii au evitat să investească în Republica Moldova. Eu cred că noi am pierdut câteva miliarde de euro pe an din furturi directe, din operațiunile de contrabandă, din tendere care au fost făcute preferențial hoțește și așa mai departe, din Londromat, din rezervele băncii naționale și am pierdut zeci de miliarde în termen de venit, rulaj, în termen de investiții directe, în urma acestor operațiuni de contrabandă și operațiuni criminale. Pentru că atunci când statul tău este vestit până în Antarctida și înapoi pentru furtul miliardului, atunci când un investitor cât de cât, da, mic, mediu sau mare, face primul lucru pe care îl face atunci când vrea să investească bani este studiul țării. Da? El face un mic studiu. Se uită peste ratingul doing business, se uită peste scandaluri de corupție, se uită peste integritatea și funcționalitatea și eficiența sistemului judecătoresc. Iar la noi, independența sistemului judecătoresc, vreau să vă aduc aminte, din 136 de state evaluate, este pe locul 130. Adică deasupra noastră sunt 120, nu, deasupra noastră sunt 129 de state, iar mai proști ca noi sunt doar 6. Și în cele 6 sunt statele în care este război civil, de regulă, și foame, ca să înțelegeți. Da? Deci noi suntem pe locul 100 și noi, diferit, noi facem uneori un performance și sărim pe 129. Da. Și după care facem o mică involuție și sărim pe 131. Da? Iată, asta este la moment
gradul de independență sau nivelul de independență a justiției Republicii Moldova. Și trebuie să fie, cum spun americanii, drunk and mad, trebuie să fie beat și nebun să investești în Republica Moldova în condițiile în care tu nu îți poți proteja investiția în instanța de judecată. Și atunci ce face business-ul mare? Business-ul mare are bani și își poate permite, își poate permite curțile de arbitraj. O curte de arbitraj poate costa 60.000 de euro, 100.000 de euro, 120, 140.000 de euro. Dependență de numărul arbitrilor. Poți să ai unul, poți să ai trei. Dacă trei, scump. Dacă unul, mai ieftin. Dar pentru un om care vrea să investească, să zicem, 50.000 de euro de tot, să pună în contract soluționarea litigiilor într-o curte de arbitraj internațională, nu știu unde, asta nu este poate. Suicidal. El nu poate să-și permită acest lucru. Și atunci tu contezi pe instanțele locale. Iar instanțele locale au reputația pe care o au. Da. Eu nu îi doresc nimănui să ajungă să-și soluționeze problemele noastre în sistemul nostru judecătoresc. Asta ca avocat vă spun. Vizita de astăzi de la Bălți este legată cumva cu înregistrarea unei noi organizații teritoriale? Vizita de azi cu certitudine are, are în primul rând scopul, un scop organizatoric, nu numai decât în Bălți, dar în, în vecinătate. Dar ce vreau să spun cu privire la Bălți și municipiul Chișinău este că introducerea stării de urgență nu ne-a permis nouă să constituim organizațiile teritoriale Chișinău, unde avem foarte mulți membri, bine, pentru noi, în opinia noastră, mulți, să ai 500 de membri motivați, implicați la nivel de oraș, eu cred că e bine. Noi avem peste 500 de oameni care doresc să participe la constituirea organizațiilor de sectoare și la organizații municipale Chișinău. Și avem peste 200 de persoane în municipiul Bălți, care s-au înregistrat, conștient, nu vorbim de simpatizanți, vorbim de membri cu act în regulă, care au depus cereri. Dar, din păcate, din cauza stării de urgență, care îți interzice orice fel de întruniri, cu excepția celor profesionale, cu respectarea a 4 metri pătrați pe persoană, nu știu dacă ați văzut decizia comisiei respective privire la starea de urgență a domnului, condusă de domn Ciocoi. Deci, practic, suntem puși în niște limite. Dar, iar în același timp, să faci organizația pe Zoom, de exemplu, da? Noi n-am avut nicio adunare generală la moment. Noi nu am făcut cunoștință cu echipa. Noi nu am posibilitatea să evaluăm CV-urile oamenilor care vor să candideze. Nu, deci nu poți pe Zoom să constituie organizații teritoriale. Să cunoști omul. Da, trebuie să cunoști omul, să vezi, să verifici, să vezi cine sunt acei oameni și așa. Bine, desigur că o bună parte, o anumită parte, noi o cunoaștem. Mai ales luăm considerația că eu sunt din Bălți. Tatăl meu, Dumnezeu să ierte, până în ianuarie am trecut, a locuit la Bălți, am casă la Bălți, am gospodărie și așa mai departe. Am trăit la Bălți, am făcut școala la Bălți, respectiv cunosc orașul. Dar imediat ce va fi ridicată starea de urgență și în timp cât noi discutăm la Curtea Constituțională ar trebui să aibă loc examinarea sesizării cu privire la neconstituționalitatea acestei decizii a Parlamentului, hotărârea Parlamentului privire la introducerea starei de urgență, dacă ea este ridicată, noi imediat vom recurge la constituirea organizațiilor teritoriale. Pentru noi asta este o sarcină, asta este sarcina zero. Un partid care nu are structuri teritoriale, care nu dorește să lupte pentru putere în primul rând la nivel local, nu este un partid. Ați menționat bine, în timpul discuției noastre la Curtea Constituțională se vorbește despre dacă va fi anulată legea cu privire la introducerea stării de urgență. Noastră, cum credeți, dacă Curtea totuși va anula această lege, care vor fi primii pași ai președintelui? Sau care ar trebui să fie? Eu cred că președintele a spus foarte clar că va, că și-a asumat în primul rând organizarea, întrunirea condițiilor pentru declanșarea legilor parlamentare anticipate și organizarea acestora, inițierea acestora și dacă astăzi este declarată ca fiind neconstituțională starea de urgență, eu cred că dumneavoastră va da un decret cu privire la dizolvarea Parlamentului 1 și 2, stabilirea datei alegerilor conform codului electoral. Acest decretul președintelui trebuie să conțină aceste două elemente. Dacă în mod normal alegerile ordinare sunt, data alegerilor ordinare este stabilită de Parlament, alegerile neordinare, extraordinare, în urma dizolvării Parlamentului sunt stabilite prin decret prezidențial. Și de asta fac isterică socialiștii și Dodon. Și iese cu declarații că vor face proteste și că vor nu știu ce dacă președintele semnează decretul. De asta se tem.
Speranța lor este că nu va fi quorum la Curtea Constituțională și se va amâna examinarea stării de urgență pentru o altă dată. Socialiștii țin una și bune, alegerile le vor organizate la toamnă. Și cam asta este ideea. Eu cred că dacă astăzi este ridicat, declarat neconstituțional hotărârea Parlamentului cu privire la starea de urgență, atunci putem să ne așteptăm la decret, la decretul președinte. Dacă vor fi alegeri anticipate, Partidul Schimbării va accede în viitorul Parlament? Și dacă da, de unde își va lua voturile? Noi vom face tot posibilul ca să accedem și pentru asta am pornit la drum. Noi nu am pornit la drum de dragul procesului. Noi am pornit inclusiv de dragul rezultatului. Și scopul nostru este să convingem o bună parte din acei indeciși și din acei 52% de persoane care spun că ar vota pentru o opțiune integră, un partid politic nou cu oameni de treabă, competenți, profesioniști și bine intenționați. Scopul nostru este să obținem încrederea acestor persoane. Trebuie să înțelegeți, în Republica Moldova, astăzi, așa s-a întâmplat, că clasa politică actuală a convins 30% din cetățenii noștri cu drept de vot că ei nu merită votul lor. Da? Deci noi avem 30% din oameni cu drept de vot care n-au ochi să vadă pe nimeni, pe niciun politician actual. Pe niciunul. Și noi am făcut acest proiect politic inclusiv ca o ofertă pentru cetățenii noștri care sunt dezamăgiți în absolut toată lumea. Noi trebuie să facem ceva ca să obținem o majoritate parlamentară integră. Și marea mea îngrijorare este că pasul va lua, de exemplu, foarte mult, va lua mult ca niciodată pentru un partid de dreaptă. Așa. Dar nu va lua suficient. Să nu uităm că în această campanie electorală, partidele așa numite de stânga, care în realitate nu sunt de stânga, sunt capitaliste și corupționale, da, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, care sunt acum într-o coaliție oficială, schijele lui Plahotniuc, care vreo 15 oameni acolo în Parlament, care îi combină cum îi trebuie. Toți acești oameni vor investi bani foarte mari, grei, și ei au holdinguri mediatice. Și există foarte mulți oameni săraci care se vor cădea prada așa numitor magazine sociale și așa numitor fundații de caritate. Și asta este electoratul pentru care pasul nu este simpatic. Pentru care pasul nu este, este o opțiune atractivă. Și atunci este evident că odată având acest centru, pișchierul ăsta politic moldovenesc, distrus de Plahotniuc și de Filat, este nevoie de un partid care iese din tipare, iese din sistemul ăsta bipolar de coordonate și încearcă să obțină încrederea oamenilor pe un program concret de guvernare. Ce facem cu sistemul judecătoresc, cu sistemul procuraturii, ce facem cu modelul de dezvoltare economică, cum transformăm statul din polițist și jandarm și obstacol în dezvoltarea afacerilor, în partener al omului cu inițiativa antreprenorială, al omului mic de afacere, al unui cetățean care vrea o afacere de familie. Cum schimbăm aceste lucruri? Care este viziunea noastră? Și asta este ceea ce încercăm să facem. Noi încercăm să creăm o ofertă pentru acei oameni care nu au astăzi pentru cine vota și ei, din păcate sau din fericire pentru noi, sunt foarte mulți. Noi vorbim de sute de mii de oameni. Totuși, dacă veți accede în Parlament, veți face coaliție cu PAS și este posibil o coaliție cu reprezentanții, nu știu, PSRM, Șor? Nu. Reprezentanții PSRM Șor trebuie să facă coaliție la penitenciarul numărul 13. O bună parte din ei. Da? Și asta este inclusiv și scopul implicării politice. A mea personală, dacă doriți. Una din explicațiile implicării mele politice. Dacă vorbim de mine, eu cum nu vorbesc de colegii mei. Dar desigur că și mai mulți colegi din echipă și-ar dori foarte mult ca infractorii care au pus pe brânci țara asta să poarte răspundere penală. Niciun dubiu despre asta. Noi nu vom face niciun fel de coaliție cu oamenii care au comis infracțiuni împotriva propriului popor. Asta este inacceptabil, inadmisibil.
În 30 de ani de la independență, Republica Moldova a avut deja 20 de guverne. Când totuși cetățenii acestei mici țări se vor bucura de politicieni integri, onești și dacă se vor bucura cândva de o clasă politică cinstită? Clasa politică cinstită sau necinstită este produsul societății. Noi am trecut printr-o perioadă de maturizare foarte, foarte dificilă. Ea ne-a costat sute de mii de oameni care au plecat din Republica Moldova, dar care, spre fericirea noastră, s-au învățat să voteze indiferent unde sunt. Și noi sperăm la o participare de 300-350.000 de persoane în străinătate. Clasa politică actuală este produsul societății. Și tot de la societate, de la cetățean, de la numărul de cetățeni informați versus cetățeni dezinformați, pornește însănătoșirea societății noastre. Și de asta sunt foarte importante structurile teritoriale a unui partid, pentru că poți ajunge prin televiziune la 40, 50, 55-60% din cetățeni, dar există o anumită categorie de cetățeni, câteva sute de mii, la care poți ajunge numai dacă bați la portiță. Și asta este scopul și primele sarcini pe care le vor primi structurile noastre teritoriale. Noi avem foarte puțin timp și trebuie să ne facem cunoscuți foarte rapid. Problema noastră este că noi în echipă avem oameni notorii, precum este, de exemplu, Sergiu Tofilat, Sergiu Postică, Tudor Șoitu, mai mult sau mai puțin eu, dar oamenii nu cunosc că noi am făcut un partid politic. Că noi vrem să ne luptăm pentru putere. Vă simțiți cumva dezavantajați față de celelalte partide, pentru că ați spus și dumneavoastră, aveți foarte puțin timp să vă faceți cunoscuți. Noi avem foarte puțin timp, noi ne finanțăm legal, cinstit și transparent. Noi nu avem televiziuni și noi avem, nu facem parte din organizații criminale care fac bani prin contrabandă și le investesc în politică. Noi suntem oameni cinstiți, onești, integri. Acum, asta este dezavantajul. Dar eu vă asigur că noi cunoaștem foarte bine riscurile pe care ne le-am asumat creând acest proiect în ajunul alegerilor parlamentare anticipate, pentru care am muncit și am depus un mare efort ani de zile, din 2015 până în prezent. Și cine vrea să vadă parcursul meu, a colegilor mei, să înțeleagă cine suntem noi și dacă știm să ținem lovitura și să spunem ce credem noi oricui în această țară, lui Dodon Plahotniuc sau oricărui altui baron local, să facă o scurtă căutare pe Google. Pentru că noi avem, acei oameni au ce privi și sunt ani de luări de atitudine și mesaje pe care noi le-am promovat. Inclusiv mesajul, repet, scenariul care până la urmă l-a eliminat pe Plahotniuc din Republica Moldova. Scenariul pe care n-a avut curajul să-l pronunțe nici Partidul Socialist, nici blocul acum. Noi am fost acei care am luat pietrele în cap. Noi 3 luni de zile am prins pietre în cap. Da? Noi s-au aruncat pietre. Pentru că societatea, fiind extrem de divizată, scindată, nu a înțeles imediat sau nu a înțeles din start care este esența. Esența era foarte simplă. Că dacă nu faci asta, dacă nu te solidarizezi împotriva lui Plahotniuc, atunci ești terminat ca societate. Atunci rămâi la mila lui și dispoziția lui pentru încă 4 ani, dar în 4 ani el termina ultimele rămășițe societății civile și mass media independente. Și practic ne transformam într-un fel de Belarus, dacă vreți, sau într-un fel de, nu știu, Coreea de Nord în mijlocul Europei. Și atunci asta este mesajul nostru. Noi am făcut un proiect politic ca să luptăm pentru putere și noi mergem la alegeri parlamentare anticipate. Ne aflăm în săptămâna mare și doar câteva zile ne mai dispar de marele eveniment sfânt. Cum veți sărbători dumneavoastră anul acesta în contextul pandemiei de COVID-19? Și ce sfat, mesaj ați avea pentru toți cititorii noștri? În mod normal plecam în Bucovina. Plecam în Moldova de Nord, Bucovina. Satul din care este tatăl meu, Vancicăuț, Costiceni Vancicăuț, este la frontiera Bucovinii cu Moldova de Nord. Și în mod normal plecam acolo. Avem casă, avem un lot mare de pământ. Din păcate, de 2 ani de zile, a doilea an, practic, din cauza pandemiei, nu avem posibilitatea să plecăm încolo. Și de asta vom sărbători la Chișinău, însă în familie, acasă. Și în ajunul Sfintelor Sărbători eu le-aș ura tuturor cetățenilor noștri
liniște și un echilibru intern. O claritate în ceea ce își doresc și o înțelegere a căilor de realizare a dorințelor sale. Asta este foarte important. Domnule Gligor, eu vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați acceptat invitația noastră. Noi vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dragi utilizatori ai portalului de știri nordnews.md, eu vă mulțumesc pentru atenție. Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele patru taine, divine încredere, lumină, speranță și dragoste. Pe curând!